aici când te-ai dus, ai sărit și te-ai dus tare și sări în picioare, da? Ca să câștigi timp. Când ajungi acolo, vreau să fii șmecher. Vreau să dai, vreau să-i, să-i întorci pe toți pe spate. Cristi! 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 Hai, bărboșii! Egalitate 1 la 1 în al cincilea joc, ce are camiză Vila. A doua cursă a băieților, la start se află Ciprian Mariș, short roșu, și cel care a venit mai târziu aici la Exatlon România. E vorba de Cristi Dumitrache. Succes, băieți! 3, 2, 1... Cristi Dumitrache pleacă tare motivat pe labirint, se poate câștiga o secundă, coroborat cu intrarea și ieșirea din tunel, putem vorbi de un avantaj important. Însă niciunul dintre ei nu reușește să se distanțeze. Cade! Cade Cristi! Cade Cristi și o ia de la capăt! Incredibil moment! Incredibil! Să vedem cum vor merge lucrurile mai departe. Avantaj pentru Ciprian Mariș. Săritură bună pentru Cristi Dumitrache. Încearcă să recupereze. Ajunge la prima poartă. Ciprian Mariș merge până la cea de-a doua. Sare foarte bine Cristi. Încearcă să recupereze pe acea porțiune. Avans de 2 ciocane în acest moment pentru Ciprian Mariș. Împinge și Cristi Dumitrache. Trage de manetă Ciprian. Ciprian așteaptă, sare, se împiedică puțin. Vine și Cristi Dumitrache. Dă în obstacol Cristi cu pieptul. Dă în nisip. Incredibil. Continuă aruncările. Începe și Cristi Dumitrache. Dă exact acolo. Fantastic. Dă mai tare, se strigă de pe margine. Dă la același loc Cristi. Dă din nou, îi scapă în afară, se închină Gianni. Sunt momente de tensiune, continuă Ciprian Mariș. Să vedem, mai sparge o placă. Mai sunt trei plăci albastre, două plăci roșii. Continuă Ciprian, îi scapă și lui Cristi, îi scapă și lui Ciprian Mariș. Dă în cele două bucăți de metal care susțin plăcile de ceramică. Ratează din nou Cristi. Dă exact printre. Incredibil. Continuă Mariș. Continuă și Cristi. Dă din nou în ele. Incredibil. Este punct adus de Ciprian Mariș. 2 la 1 în favoarea faimoșilor. Băi, dar nu mai pe lângă plăci, băi, băiatule, băi. Haide, capuci de zilele mele. Vă concentrați. Cu Iulia. Hai, concentrare, hai, da? Hai, 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 Iulia! Hai, Iulia! Hai, Iulia, hai! Ce învățăm cum a aruncat? Primele trei pe toate aici, mă. Ai greșit-o pe prima, ți-ai intrat aici. Dai lung. Te duci, mă, te duci mai încolo și dai mai lung. Da, nu, da. Ai dat 5 tot în aia, dacă nu ți schimbi. Da? Nu s-au dus deloc, nici până. Plus că mai aveai, uite, ca să, ca să dai seama că nu erai prezent, aveai 3 aici stătute și tu tot în aia dădeai, riscând să dai în ele, știi? Nu-i normal să te duci mai încolo? Scuze-mă. Deci învățăm, învățăm din toate greșelile. Hai, Kiki, hai, Kiki. Nu te-ai concentrat. Bravo, bravo. Așa vă merita soartă. Băi, dar nu mai pe lângă plăci, băi, băiatule, băi! Da, l-ai ajuns! Da, l-ai ajuns! El nici nu dăduse primele două lungi. Primele două, l-ai dat în bordură. Da, trebuia să te concentrezi mai mult. Ți-am stricat, calm, Iasinta 2. Vezi, băi, lasă, nu-i nimic, 0-0. Băi, eu mi-am de ce am realizat eu. Da, da, știu așa. Eu mi-am dat seama că ajungem foarte obosiți acum astăzi. Noi ajungem foarte obosiți aici. Am mâncat. Deci m-am uitat și la Cipri care are forță mare, frate, mână, frate, el n-a putut să arunece. Deci clar ne obosește ceva rău azi. Eu l-am obosit aici, bă. Eu am venit. Tu n-ai putut să tu ai obosit. Am ajuns. Ai fost obosit la mâini și tu. Da, mă, da. Toți suntem toți.
Deci te rog eu frumos, tactica mea pentru tine astăzi este să dai în plăci. Nu mă interesează, traseu oricum știu că l-ai bun, da? Aici când vii, aruncă-te, o iei și te, și te arunci în picioare când te duci la vale, da? Și încep și noți. Aici vezi pași mărunți și repede, dar să, cu grijă să nu cazi cu ei de la capăt. Da, da? Ți-ai aruncat aici, câte ai, 6, nu? 2, ba da, ba da. Păi 2 și ai venit cu 2. Și bam, din, o să o vii din mers, așa. Bam, bam. Totul este cursiv, totul este lin, așa, iar nu te oprești, pleci, aluzi și pleci, știi? Hai, hai, plăcile, da? Atât. Ți-ai luat, iau. Da? Hai! Conduc în acest moment faimoșii cu 2-1, după ce au condus războinicii cu 1-0. Fetele sunt la start, cele mai noi, e vorba de Cristina Constantinescu la faimoși și Iulia Aradi la războinici. Succes fetelor! 3, 2, 1! Și Iulia! Hai, tare, tare! Să vedem cât va conta viteza Iuliei Aradi. 800 de metri, proba favorită care în ultimii ani a devenit, datorită timpilor extraordinari, o probă de viteză. De cealaltă parte, Cristina Constantinescu merge foarte bine. Iulia Aradi este totuși în față. Să vedem trapezul pentru Iulia Aradi. Se dezechilibrează și începe să înnoate. Un pic mai controlat, Cristina a aterizat pe burtă, dar încearcă să recupereze la acea porțiune. Momentul ieșirii din bazin, un pic mai tehnic acolo Iulia Aradi. Kiki ajunge și ea la poartă, trecă aproape în același timp. Sunt 2 metri avans pentru Iulia Aradi. Foarte bine pășește Iulia Aradi, ajunge și Cristina la ciocanul cu numărul 2. E un mic avans pentru Iulia Aradi. Conduc faimoșii cu 2-1. De când a început sezonul 3 Exatlon România 2019, numai faimoșii au stat la vilă. Războinicii sunt extrem, extrem de motivați. Gata, și... Să vedem acest final între Iulia Aradi, care începe, dă foarte bine. Dă cu 2 mâini Iulia Aradi, cu o singură mână dă Cristina, cad plăcile una după alta, ghinion pentru Cristina, continuă foarte bine Iulia Aradi, mai are o singură placă în acest moment Cristina, să vedem, sparge Cristina, sparge și Iulia, dar prea târziu, punct pentru faimoși, 3-1, revenire bună a echipei roșii. Așa, bravo! Așa, bravo! Hai, hai, hai! Hai, tura 2, tura 2! V-am spus, trebuie să dați, ori dați cu o mână la fete, ori vă duceți. Una, două, trei, patru, cinci! Ori cu două mâini, oricine o simtă cu mâna, dar trebuie să dați repede și exact! Nu mai! Dați în aceeași placă pe care a spart-o! Nu mai dați! Că e spartă! E ca la copii de grădiniță! Nu dau una aia care sparg, trebuie să o sparg pe cealaltă! Vă desenez placa care e spartă, nu mai dă în ea! Hai, toată lumea! Hai, mai! 2, 3 și... Hai, mai! Bravo, Messi! Bravo, bă! Bravo, bă! 5 din 5. Ți-am zis că nu-i de forță, nu-i de nimic. Nu. 5 din 6. Perfecta, da, perfecta, da, Messi. Perfect, bravo, Messi. Bravo. Bravo, mă. Ca la mondial. Ce dracu, mă, ești? Dacă nu-s frumos. Bravo, Messi. Bravo, Kiki. Perfect. Ai luat exact bravo, mă, greu, nu? Eu, eu, eu. Bravo, mă! Ce vreau, ce vreau mâncat de fiu. Mi-a zis ce să fac și am făcut. Cum s-a părut? La început sprint, da. Tiba așa de pe sub talia. Cum ai mers pe genunchi sau? Pe genunchi. E mai ok pe genunchi, cum? Da. Unde? Anu, că m-am ridicat repede, e scurt, după, e și mediat de acolo. După alergare? Da, după alergare, e mai ok. Și la bârnă, la echilibristică. Ai fost bine, ai făcut cum ți-am zis eu, nu? Dar mergeam repede, am mers super repede. Am împins în lateral. Da, în lateral cu antebrațele, nu vă prindeți de frânghi. Cu alea, știi? Cu antebrațele, fără să prindeți frânghi. Să prind viteza acolo. Exact, cu brațele sus și împingeți în antebrațe. Acolo puteți să prindeți viteză ca lumea. Eu acolo mă detașez mereu.
ești bine cu psihicul mereu, la tine nu fac probleme. Să tragi tare, să ții punctul, să ți cunoști traseul foarte bine. Păstrează-ți chestia asta, fii tot timpul bine cu psihicul. Înțeles? Niciodată să te pierzi. Drum lung. La sfârșit nu le arunci, le așterni, le așterni. Al cincilea joc pentru Vila, conduc faimoșii cu 3-1. Avem un duel spectacol, prieteni. La start se află în acest moment Ion Surdo la faimoși. Mihai Berar la războinici. Ne pregătim de luptă. Atenție! 3, 2, 1... Doi dintre cei mai valoroși atleți exatlon și-au depus candidatura la titlu încă din debutul acestui sezon. Exact așa se vrea, ușor. Ușor. Și, mai repede, mai repede. Să vedem, Bârna pășește un pic mai rapid Ion Surdu. Iese și Mihai Berar, se dezechilibrează Ion, se ridică și începe să înluate, să-l vedem pe Mihai, două brațe. Avantaj în bazin pentru Mihai, iese Mihai, ajunge la porți, greu de anticipat deznodământul acestei curse. Iese Mihai și ajunge la primul ciocan. Ion Surdu a încercat pe traseu să câștige cât mai mult, sare până la urmă spectaculos. Se rostogolește, rostogolire înainte, are un număr de două aruncări față de Mihai Berar. Sparge două plăci, începe să arunce și Mihai. A treia placă roșie spartă, sparge hai, Mihai, ratează Ion. Mai sunt trei plăci roșii, trei plăci albastre. Dă Mihai în fier. Să vedem, se concentrează ambii băieți. Mai sparge o dată Ion Surdu. Și se face 4-1 în favoarea faimoșilor. Prima greșeală. Prima greșeală, prima lovitură. Dă-ți-le, ia și dă-ți-le. E greu cu noi, e greu de tot, crede-mă. Hai să vezi ce scrie aici. E greu cu noi. Ce scrie, bă? Ce scrie? Semper Fidelis. Semper Fidelis. Mă, ești nebun. Știi ce înseamnă? Întotdeauna știu. Adică în engleză nu eram aici. Dar nu e engleză. Ce? Oh! Orice limbă, eram cu telenovele, n-am scris. Prima acolo? Semper Fidelis. Băi, uitați-vă bă, la mine puțin. Dacă ai dat aici, ai dat aici, da? Ia uite-mă, du-te-mă puțin, uite, du-te acolo. Ai dat, te-ai mișcat. Nu poți să dai de aici decât dacă ești foarte bun. Mișcați-vă. Ai dat în mijloc, dacă vrei să dai la aia din dreapta, fă așa. Ai dat aici, fă așa. Imediat îți dai seama să te duci acolo, dar nu dai ca bolânzeală acolo, știi? Tot timpul trebuie să fii conștientă de ceea ce faci și de unde ești. Mă bat handicapați ăștia pe bune? Hai de capul meu, mor cu ei de gât. Singur mă bat cu ei. Lupta pentru Vila continuă la Exatlon România 2019. Cursă feminină la scorul de 4-1 în favoarea faimoșilor. Andreea Arsine se află la start în roșu. Adversară Nicoleta Luncă. Baftă fetelor! 3, 2, 1... Au condus războinicii cu 1-0. Apoi a urmat 4 puncte consecutive pentru faimoși. Pleacă tare cele două fete în labirint și în tunel. Avans mic pentru Nicoleta Luncă. Foarte bine mărunțește Nicoleta. Mai la siguranță puțin merge Andreea Arsine. Trece pe sub obstacol Nicoleta. Iese de acolo și Andreea Arsine. Să vedem trapezul. Se dezechilibrează ambele fete. Aterizează puțin mai lung Andreea Arsine. Înnoată un pic în gol Nicoleta. Cred că s-a și speriat Nicoleta.
iese până la urmă Nicoleta de acolo. Un moment greu, Gianni e lângă ea, bate din palme, sus, o susține, încearcă să o poarte pe brațe la figurat. Sus, mă! Al treilea ciocan pentru Andreea Arsile, împinge Nicoleta. Hai! Iese Nicoleta, trage de maneta Andreea Arsile și continuă lupta. Sare Andreea Arsile. Hai repede! Nicoleta și începe să arunce Andreea Arsile. Să vedem. Prima aruncare de succes pentru Andreea Arsile. A doua aruncare de asemenea. Nicoleta trece peste o... Prinde obstacolul între picioare Nicoleta și ajunge până la urmă la final. Să vedem, începe să arunce Nicoleta, crede în șansa ei. Dă Nicoleta în continuare, îi scapă Bila. Hai, aruncă-i! Băi, băi, fata, băi, trei plăci! Băi, Nico! Ușor! Vin indicații peste indicații. Continuă Andreea, mai sparge o placă Nicoleta. Să vedem Andreea. De această dată placa este spartă, cred. Să vedem, dă Andreea Arsile. Și se termină. Se termină 5-1. Bravo, bă, Tobecco! Bravo, blocați sunteți! Ferească Dumnezeu ce se întâmplă cu voi! Deblocați-vă, că aveți timp, mai aveți timp! Nu vă așteaptă nimeni! Fă! Ai avut noroc? Ia zi, ia zi. Aici la aruncare. Deci la ultima, deci la prima cum ar veni să dau, îmi venea greu. Când venea și smământ mai în exterior să știu, dau, știu. Aia mi-a fost, mi s-a părut un pic greu și începea să mă deranjez. Da, dar ai rezolvat-o, da, fiindcă ai fost acolo. Fiindcă ai fost acolo, ai rezolvat-o. Nici nu poți să ieși din apă. Nici nu poți să ieși din apă. Ai pierdut 10 secunde să ieși din apă. Hai, și! Dai drumul, dai drumul, mai repede! Luată mai repede, Nico! Hai, Nico, hai, Nico, haide, haide! Nu pierzi aici, nu pierzi! Haide! Trage o dată de tine! Ce s-a întâmplat? 10 secunde ai stat în apă. Păi cum să nu dea aia când v-am spus că contează foarte mult traseul, v-am spus că nu mai ai pus să dai. Și când dai, dai într-o disperare și dai prost. Trebuie să venim foarte bine pe traseu. Dacă noi pierdem acolo 10 secunde, îi le dăm adversarului. Nu avem cum să câștigăm în felul ăsta. Credeți-mă. Cum ați intrat? Bine. Ai avut noroc, ai căzut perfect, ai căzut în față, așa, fiindcă te-ai ținut de ea. Da. Te-ai ținut de ea și ai venit în față și acolo ai câștigat 7 secunde, 8 secunde. Eu cum am sărit atunci? Nu? Mai da, dar mai trebuie aici acolo. Să faci, o să faci așa. O să încerc să-mi fac mai multe rând, vreau să-l mai împăr, dacă... Acum că ai înțeles cum trebuie să te ții, vino și mai cu elan și mai mare, da? Da, da, da. Lasă că mai revenim. Trebuie. Dacă ajungi la final, te rog eu frumos, Alex, dă-mă-n plăci. Nu da, frate, pe lângă, nu da. Dă-mi plăci, concentrează-te pe plăci. Hai, pierd, care-i problema? Mai am ceva de pierdut, cum ați zis voi. Avem avans, îți permiți, înveți să o dai. La fel cum ți-am zis și pentru lunile următoare. Când pui mâna pe orice cu arunci, v-ai pus mâna, ai simțit. 5-1 în jocul pentru Vila în acest moment. La start se află Costin Gheorghe pentru Faimoși și Alex Stoica pentru Războinici. Baftă, băieți! 3, 2, 1! Este ultimul meci al primei runde. Pleacă rapid un kayakist cu short albastru și un fotbalist cu short roșu. Și două caractere foarte, foarte frumoase, doi băieți educați. O eroare! Eroare pentru Costin, a atins nisipul.
Un moment important să vedem dacă îl va specula, se dezechilibrează la intrarea în bazin. Alex are un avans important, să-l vedem pe Costin, se dezechilibrează și el. Sigur, graba e cea care l-a făcut să rateze puțin priza. Iese din bazin, să vedem a doua poartă pentru Alex. Vine tare din spate Costin. Să vedem, încep să cadă ciocanele la Alex. E nevoie de mult, mult cal pe această ultimă porțiune. Să vedem reculul ciocanului. Cadă, pierde o secundă acolo. Încearcă după acel incident Costin. Prieteni, să vedem, sare, se dă peste cap Costin. Și ne pregătim de un final din nou extraordinar. Începe Alex. Sparge o placă, Alex dă tot în același loc, mai sparge una, Costin dă în fier, dă în nisip, ghinion pentru Alex, continuă Costin, mai sunt în acest moment practic două plăci albastre și trei plăci roșii. E un mic avans pentru Alex. Reintră Costin în poziție, aruncă, sparge, ratează Alex. Dă foarte bine Costin, ratează din nou Alex, se mută Alex, dă Costin și este punct pentru Faimoș. Scorul devine 6-1, este scorul primei runde. Ai avut și avans, da? Mult avans. Bă, ce m-am luat la nas? La tiroliana aia. Haide, 0-0, hai, o luăm de la capăt, acum încep alegerile. 0-0, haide, hai că putem, haide. Am ieșit înaintea lor. Haide. Bravo, băi, bravo, băi, bravo, băi, bravo, băi, 6-1, băi. Mai un exercițiu pentru final. Uite, acum mă bucur mai tare că ai făcut asta, pentru că în sfârșit, dar vezi că puteai să fii mai rapid. Puteai să fii mai rapid. Mă, puteai să la final să fii mai rapid. Erai mai așa, știi, te-ai dus. Bă, cum să treci așa cu sub aia, mă? Hai, trebuie să ne revenim, hai. Haide, hai. Haide, hai. 0-0, da. Nu depinde, nu depinde de nimeni. 2, 3 și revenim! Hai! Hai, 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 hai. Băi, Cristi, tu ai traseu foarte bun, mă. Bă, dar de ce nu profiți de asta? Cum să dai inhalul ăla la final? Nu accept. Dacă nu accept, eu ca om nu accept și nu e posibil. Vreau doar să-mi fii calm, pas cu pas, pas cu pas și când ajungi acolo, faci exact ce ți-am zis. Ai pus mâna pe una, ai aruncat-o, două le-ai aruncat, două în mână. Și ai venit cu ele. Bam, le-a ștern, le-a ștern. Te duci pe fiecare în parte, îi arăți unde să intre, da? Am dat în aia de mijloc, m-am mutat. Am dat, m-am mutat. Am dat, m-am mutat. M-am mutat. Înțelegi? Ai vreo tensiune pe tine, vreo presiune? Nu. Că ăsta-i joc. Nu te simți bine, nu te simți așa încărcat. Da, bă, vreau adrenalină. Te ții tare, te ții tare în ea și după aia când ai ajuns jos, îi dai drum. Da, țip eu la tine. Niște că zic eu tot, mă. Începe runda a doua jocului pentru Vila, jocul cu numărul 5. 6-1 conduc Faimoșii. La start se află Mario Fresh pentru Faimoși. Și Cristi Dumitrache pentru Războinici. Succes! 3, 2, 1. Pentru a doua oară pe traseu, Cristi Dumitrache a fost învins în prima rundă de Ciprian Mariș. Să vedem dacă va reuși acum să aducă punct pentru Războinici. De cealaltă parte, Mario Fresh pentru prima oară pe traseu n-a evoluat în cea din tâi rundă. Egalitate între cei doi. Trec simultan pe sub obstacol. Aterizează ciudat Mario Fresh, foarte controlat, Cristi Dumitrache. Dacă erai mai calm și tehnic. Vine în față Cristi cu un metru, să vedem cele două porți. Ridică foarte bine Cristi. A doua poartă pentru Mario Fresh și să vedem ciocanele. Avans de un ciocan pentru Cristi Dumitrache. Trage de manetă Cristi, ajunge și Mario Fresh.
se împiedică puțin, Cristi se dă peste cap până la urmă mare. Ofre s-a împiedicat Cristi și ne pregătim de final. Începe Cristi, sparge prima placă, începe și Mario Fresh, două plăci. A dat în același loc, cred că a dat Cristi. Să vedem, continuă, cei doi băieți scapă. I-a scăpat bila lui Mario Fresh. Dă în fier în acest moment Cristi Dumitrache. Mai sunt trei plăci roșii, două plăci albastre în acest moment. Să vedem cum se va termina acest meci. Sparge Cristi, mai are o singură placă și este punct adus de Cristi Dumitrache. Se închină, e un punct important și pentru moralul său și pentru moralul echipei. Felicitat de Gianni Chiriță, 6-2. Mamă, da, aici o să mai sări ca lumea, e greu. E greu, da. Da, te ajuți, te ajuți cum poți. Eu ai văzut, am pus mâine și așa. Mi-a venit un picior, dar bine că n-am căzut. Stați foarte bine. Ai prins traseul și e ok. Da. Dar, cum am zis, băi, am jucat mult bowling acasă. Toți tovarășii mei știe, salut pe toți. Dar, băi frate, la primul meci tot de-aia am zis, nici nu mă uitam la el. Acum am stat, am analizat și am dat. Da, dar vezi că dacă n-ai traseul bun, nu ai momentul ăsta. Dacă n-ai traseul bun, nu mai ai șansă. Nu ai momentul ăsta. Nu mai ai șansă. Am greu? Nu, mă enervează, dar n-am cum să sar la aici, nebun. Ți-e frică, bă! Creier, ți-e frică! Ți-e frică să te ții de alea, ce-i cu tine, mă? Bă, da, tu faci tracțiuni. Da, tracțiuni, o prinzi și faci și ca și cum te ții. Bă, nebun! Bă, nebun, și la alea ce faci? La ce? La traseul ăla. Nu-i problema acolo. Asta e de sus în jos, asta vine așa. Ce ai, mă? Uite-te la tine cât ești, bă, ai brațul de două ori mai mare ca mea. Bă, am simțit de două ori cum îmi plec de aici, mă. Prima oară după 8 meciuri, când face exact ce ți-am zis la traseu. Ți-am spus asta? A făcut mișcare, ați văzut-o? Da. Ați văzut-o? Nu aveți, bă, cum să nu dați, pentru că traseul e bun. Traseul a făcut bine, a ajuns bine, s-a concentrat bine și l-a dat. Punct! Punct! Haide.